Acum, ideea este că aplicațiile noastre nu pot folosi întotdeauna text pentru a afișa datele pe ecran, pentru a întoarce date către un client. Da? Nu pot folosi mai niciodată text de altfel. Foarte rare sunt cazurile în care o să returnezi un text de genul ăsta dintr-un REST API. De obicei, în 101% din cazuri, ceea ce vei vrea să returnezi este în format. JSON. Dacă nu știi ce e la JSON, el este un format, care, un format de dată care a apărut în jurul anilor 2000, care ne permite nouă să transmitem obiecte complexe între sisteme sub formatul pe care îl vezi acum pe ecran. Ai, zice, ai putea zice totuși că el este tot un fel de text, dar un pic mai altfel. Da? Fiecare câmp din, dintr-o resursă anume, cum ar fi first name în cazul ăsta, aici e o persoană, dacă îmi dau bine seama, e o persoană care are first name, are last name, are is alive, Age, adresă, da, și vedeți că adresa de asemenea este un obiect complex care conține mai multe câmpuri și are street address, city, state, postal code, are mai multe numere de telefon sub forma unui array. Da, deci JSON ne permite nouă să transmitem un soi de obiect prin intermediul protocolului HTTP și să fie... Um, interpretat cum trebuie de către cel care a făcut request-ul, de către client. Acum hai să mergem înapoi în cont și să vedem cum facem și noi în aplicația noastră pentru a returna JSON și nu textele astea din fiecare endpoint. O să merg să opresc acum aplicația și pentru că v-am dat mai devreme exemplul cu employee, o să mergem aici și o să creăm o nouă clasă denumită, evident, employee. A clasei noastre o să-i dau niște câmpuri. Dacă este un angajat, va avea un first name, da? string first name, va avea un last name, Va avea, să zicem, un age, va avea un uh, private email address, va avea un address, da, va avea o adresă și va avea, să zicem, un rol în cadrul companiei. Deci private string și o să zicem role adică poziția pe care se află, dacă este muncitor, dacă este, nu știu, inginer, persoană din conducere, chestii de genul ăsta. O să apăsăm aici alt insert, o să generăm niște getters and setters și de asemenea, haide să-i generăm și un constructor cu toți parametrii ăștia și de asemenea un constructor care este gol. Să generăm default constructor, da? Pentru a putea instanția clasa și fără a da toți parametrii ăștia de mai jos. Bun, de ce am creat clasa asta? Păi spuneam că Formatul JSON este uh, folosit pentru a transmite date legate de anumite resurse, de anumite obiecte, da? Toate câmpurile dintr o clasă anume vor fi mapate la câmpuri de JSON, așa cum ați văzut și aici. Da? deci avem și aici first name, avem și noi și în clasa noastră first name și exact în felul ăsta vom avea first name două puncte și valoarea primelui nume, da? Last name două puncte valoarea celui de al doilea nume. Vârsta și așa mai departe. Bun, și pentru că acum avem o nouă resursă da, pe care să o folosim în aplicația noastră, vom merge aici și vom lăsa greetings controller în pace, dar vom crea un alt controller, vom zice new Java class și vom zice employees controller. Da? Vom crea un nou controller, îl vom anota la fel cu add rest controller și îl vom anota cu add request mapping, de asemenea ca și mai devreme, și vom avea path equals, la fel API. Slash V1/employees. Slash da? Bun, și deja am creat controllerul nostru care va fi folosit pentru employees. Mergem mai departe și creăm prima metoda acestui controller, Da? primul endpoint. Haideți să încercăm să citim uh, datele despre un angajat folosind acest controller și vom face public employee. Vedeți că de data asta nu mai returnăm un string ca în greetings controller, aici aveam un string ca tip de return vom returna employee și vom face get employee. Da? Pentru moment o să răsăm așa numele metodei, nu este niciun fel de problemă. Facem de asemenea at get mapping ca să știm exact că este o metodă de get și o să-i dăm de asemenea și... Dar momentan nu, haideți să nu-i dăm un pat, o să lăsăm exact așa cum e. Și o să facem return new employee, căruia o să-i dăm evident un first name, o să zicem Bogdan, un uh, last name să zicem Petre. Ce mai era aici? Mai aveam age, email adres, adres și role. Da, age am 30 de ani. Uh, adresa de email email.com, Adresa bucurești și rolul, să zicem. Bineînțeles, s-a trezit și intege să mai afișeze etichetele astea în sfârșit. Și o să dau aici un enter pentru a vedea. Tot, tot, codul pe ecran și rolul o să zicem programmer. Punem aici un punct și virgulă și în momentul ăsta avem un endpoint care va returna un obiect de tip employee, da, un employee care folosește datele astea, care are datele astea. Haideți să pornim din nou aplicația și să încercăm să apelăm metoda asta să vedem cum ne sunt afișate datele. O să încerc întâi în browser, pentru că spuneam că browserul știe și el să facă un get și cum avem un get nu este niciun fel de problemă. O să înlocuiesc aici greetings cu employees și o să șterg hello pentru că nu avem uh, niciun path setat pentru endpoint-ul nostru. E practic cel default. Dacă nu aveți nimic setat aici și aveți un singur endpoint, pur și simplu requestul când veți face un request către employees, requestul va fi redirecționat către endpoint-ul ăsta din oficiu, da, by default. Bun, și haideți să dăm acum enter, să vedem ce ne este afișat. Am primit un, M, un JSON cu Exact datele pe care le-am declarat în endpoint avem first name, bogdan, last name, petre, age, 30, email address, adresa și așa mai departe, rolul programor. Deci datele noastre au fost formatate în mod automat de către Spring Boot, de către Spring, în format JSON. El știe că noi vrem să returnăm un obiect din metoda asta și atunci știe că automat vrem să o facem prin JSON. By default se face prin JSON, care este și formatul standard pentru REST APIs. Veți mai auzi și de formatul XML, formatul care este folosit, era folosit în trecut, dar pentru REST APIs nu mai folosim XML sau alte tipuri de, de format decât JSON. Hai să mergem acum și în Postman, să încercăm de asemenea și din Postman. Ștergem de aici greetings și punem employees și dăm send. Oh, și avem un 404 not found. Vedeți, avem un răspuns un pic mai frumos formatat aici în în Postman decât în browser. De deci ce avem un 404 not found? Pentru că endpointul goodbye în resursa employees nu există, da? Deci noi am vrut să apelăm metoda goodbye pe controlerul endpoints, care evident nu există, nu avem un, o mapare pentru goodbye în employees. Și atunci va trebui să ștergem acest goodbye de la final, am uitat să-l șterg și să dăm send din nou. Și vedeți că Postman ne formatează datele un pic mai interesante decât browserul și ne colorează într-un fel și le așează în așa fel încât să fie ușor de citit. Și avem first name, last name, exact același lucru ca ceea ce se presupune că vine de fapt dintr-o bază de date. În mod normal, datele astea vor veni dintr-o bază de date, dar nu vor fi uh, harcodate așa cum vedeți la mine aici. Deci, cam atât de simplu este să returnezi JSON dintr-o aplicație de spring boot. Trebuie doar să ai un obiect pe care să-l declar ca tip de return la metoda ta la endpointul tău practic și Spring Boot va face conversia asta în mod automat în momentul în care returnează către client datele. Da? va face conversia către JSON și clientul va primi datele în format JSON, exact așa cum se vede aici. Acum să zicem că avem totuși mai multe persoane pe care vrem să le returnăm, da? Avem metoda asta care a returnat un singur employee, dar să zicem că avem mai multe persoane, avem un list de employee pe care vrem să îl returnăm să importăm și noi aici import class java utils și o să returnăm acum mai multe persoane o să facem list OF off și avem new employee, o să mutăm acest new employee aici, fără punct și virgulă punem o virgulă și va, vom instanția mai multe mai mulți employees, da, practic new, facem din nou, mergem și noi de desubt să se vadă mai bine și facem din nou new employee și haideți să mai creăm aici încă un angajat da, al companiei noastre. Și o să zicem Ionuț Popescu, age 25, e -adres email adres Ionut at email.com, avem același domeniu, da? Adresa, să zicem că este Pitești și rolul este QA Tester, da? Nu mai este programator, este QA Tester. Haideți să separăm un pic tot așa rândurile ca să se vadă toate toate datele pe ecran și acum punem return în fața lui list of și o să returnăm un list de employees, da? O să dăm și noi refresh aplicației, stop and rerun da, aveți butonașul ăsta aici care este rerun the application, da? Ca să nu faceți stop și start din nou, faceți stop and rerun, practic. Mergem acum înapoi în Postman, de acum încolo nu o să mai folosim browserul pentru a testa aplicația nu o să o folosim doar Postman pentru că este toolul de bază atunci când vine vorba de testat aplicații de tip REST. Și dacă facem din nou get către endpoint-ul ăsta employees, da, ce observăm acum, ni s-au returnat două persoane. Bogdan Petre, programmer și Ionut Popescu, care este QA tester. Observați și formatarea JSON-ului de aici, nu mai este doar un obiect între astea două acolade, este un array de obiecte. Arrayul ăsta de obiecte e marcat printr-o paranteză pătrată. Da? Paranteza pătrat, parantezele astea pătrate ne spun nou că vom avea o listă de obiecte. În ceea ce se regăsește între două acolade este un obiect, iar ceea ce se regăsește între două paranteze din astea pătrate va fi o înșiruire de mai multe obiecte sau de mai multe valori.